Această emisiune vă este oferită de Spitalul Veterinar Antivet. Astăzi vom vorbi despre entropion cu colegul nostru Marius Gura, care ne va povesti puțin despre această boală, avându-l în față chiar pe Dairo, un chow chow operat recent. Da. Dairo este un chow chow diagnosticat cu entropion în urmă cu o lună jumate, iar azi a venit pentru operație, tratamentul chirurgical care se face la entropion. Entropionul, ce reprezintă? Ca să începem așa, entropionul este o afecțiune congenitală care reprezintă o răzbuzare a pleoapelor spre interior, afectând în timp cornea. Cum se manifestă această boală? Ce văd proprietarii prima dată? Prima dată debutul este prin o lăcrimare excesivă a câinului, datorită efectului mecanic al pleoapelor asupra corneei. Cu timpul pot să ne aducă până spre un ulcer cornean, chiar până la pierderea globului ocular, dacă nu este tratat din timp. Și ce se poate face pentru a corecta entropionul? Cel mai bun tratament este tratamentul chirurgical, precum vedem și aici la Dairo. Se fac două incizii în partea superioară și inferioară a pleoapei, astfel pentru a trage înapoi pleoapa și nu mai avea efectul răzbuzat spre interior, astfel nu ne mai afectează cornea. Postoperator, cum este recuperarea, în câte zile are loc? Postoperator nu sunt nevoie îngrijiri foarte speciale, doar să aibă un colier elisabetan de protecție pentru a nu-și scoate firele. Firele se scot undeva la un interval de 10-12 zile, iar în rest recuperarea este foarte rapidă. Părul și forma ochilor își revin undeva într-un interval de maxim 4 săptămâni. Odată operată această boală, este șansa să mai revină? Odată operată nu mai există șansă de recidivă. Să vorbim un pic de componenta genetică. Se transmite ereditar? Da, transmiterea este ereditară, de aceea de multe ori din canisele de renume se încearcă înlăturarea de la montă a exemplarelor care au fost diagnosticate cu această maladie. Cu doamna Manu despre cosmetizarea caracteristică rasei Shih Tzu. Doamna Manu, spuneți-ne câteva cuvinte, ce presupune întreținerea, cosmetizarea acestei rase? Datorită faptului că se pare că a venit primăvara, nu știu dacă chiar așa este, deci foarte, foarte mulți căței, foarte mulți căței și printre ei se numără și rasa Shih Tzu, vin la cosmetizat, vin la tuns. Stăpânii sunt nerăbdători să scape de blănoaca. E bine spus blănoaca pentru că după o iarnă, așa cum a fost, cum n-a fost, într-adevăr sunt blănoși și vin ca să-i aranjeze, să-i pregătească de primăvară. Rasa Shih Tzu necesită o îngrijire așa mai specială, nu greoaie, nu ceva trist, dar ei în general au probleme cu ochișorii. Și această cățelușă pe care o cheamă Bella și este din Alba Iulia, acolo alături vis-a-vis este prietenul ei, Pufuleț, Pufi, care este mult mai fericit. Pufi este mult mai fericit pentru că el a scăpat de mine. El a scăpat, el este tuns, el este spălat, este parfumat și el așteaptă să plece acasă. Prietena lui Bella, acum este în curs de tundere, așa, de toaletat, la ochișori. Îi curg foarte mult ochii ei, la Pufi nu-i curg așa mult ochișori, dar îi curg foarte mult ochii și atunci am insistat să curăț foarte, foarte bine, ca ulterior proprietarea acasă să poată să o curețe cu soluții speciale de îngrijit ochișorii. De asemenea, trebuie avut mare grijă la urechiușe. Ei nu i-am smuls încă perișorul din urechi, dar urmează să-i smulg perișorul de urechi și după ce o spăl, urmează să o și curăț cu soluție specială pentru curățarea urechilor. De asemenea, o altă grijă și eu accentuez
faptul că ei sunt foarte, foarte blănoși, foarte blănoși, atunci au foarte mult păr între degete. Aici trebuie toaletat, trebuie curățat, pentru că este mult mai ușor ca să-i curăți când îi aduci de afară. Dacă plouă, este și mai rău. Ce urmează să-i mai fac ei acum? Trebuie să o mai tund la, să-i scurtez puțin urechiușele. Am mai scurtat, dar mai trebuie foarte puțin. Trebuie retușat aici. Am la dorința, la cererea proprietarului, am tuns-o mai scurt pentru că ei nu stau la pieptănat. Sunt foarte, foarte alintați, foarte alintați. Și nu stau la pieptănat și atunci ei vin încălciți, mai ales la botic. La botic. Ei sunt doi căței foarte fericiți, pentru că vin odată la două luni, cel mult la două luni, din Alba Iulia, îi aduc aici, proprietarii, pe amândoi, îi las aici și când sunt gata, îi sun și vin și iau de aici, gata, aranjați și fericiți că au scăpat de mine. Și spălatul necesită un șampon mai special? Avem șampoane speciale pentru fiecare rasă în parte. Pentru șițu avem șampon special de șițu. Pentru el am folosit un șampon cu clorhexidin, pentru că este puțin mai sensibil cu pielicica și atunci m-am gândit că i s-ar potrivi mult mai bine. Deci clorhexidin având și efect antiseptic și mi s-a părut mult mai potrivit pentru el. El nu este așa de sensibilă. Sunt amândoi foarte cuminți. Rasa șițu este nemaipomenită și vorbesc în cunoștință de cauză și persoane de aici care au șițu, vorbesc și pentru numele lor. Șițu sunt foarte drăgălași, foarte cuminți, dar sunt cu multă, multă personalitate, cu foarte multă personalitate, prea multă de multe ori și vor să facă, au tendința să facă ce vor ei. Deci nu le place la ochi, în general la ochi, dar aici amândoi au stat foarte cuminți la ochișor și am putut să-i curăț așa cum trebuie. Și soluțiile pentru curățat zona din jurul ochilor, cât de des se folosesc? Deci depinde de cățel. Deci eu n-aș, părerea mea și din experiența mea de aproape 10 ani în domeniu, eu zic că nu trebuie exagerat, dar normal trebuie cerută părerea colegilor mei medici, pentru că ei știu cel mai bine, dar nu trebuie exagerat. Am observat la căței, la rasele bișon, la rase șițu care le curg ochii, dacă îi cură și de două ori pe zi, acea umezeală, soluția aia pusă foarte des, strică, pentru că se menține o umezeală care favorizează apariția ciupercilor. Asta e din propria mea experiență, dar colegii medici pot să spună mai bine, chiar cum trebuie aplicate. Pentru că de multe ori la unii căței sunt chiar probleme reale, probleme de sănătate cu ochișorii. Și atunci ei știu să recomande exact cum. Deci eu ceea ce pot recomanda sunt acele soluții pentru întreținerea ochișorilor, deci nu medicinale. Pentru întreținerea eu zic că o dată la săptămână, depinde de cățel, cum le curg ochii. La unii nu prea le curg ochii, la alții le curg mai des. La unii, și astea sunt cazuri fericite, deci se adună puchinei tari care se pot curăța pur și simplu fără soluție. Deci fără soluție. Ce să vă mai zic de ea, o vedeți, e foarte bine făcută fetița, foarte bine făcută. Așa, o duc foarte bine, sunt doi căței foarte fericiți, cum v-am mai spus și la început. Foarte, foarte fericiți, se înțeleg împreună, sunt doi căței, împreună, altfel mănâncă, altfel socializează. Eu zic că e un caz fericit să fie doi. Chiar l-am făcut pe Puffy, o plâns ea. O fac pe ea, plânge Puffy după ea. Deci chiar e o relație strânsă de prietenie între ei doi. Și dacă proprietarul alege să le lase blana lungă, există perii, se poate întreține, da, prin perioadă? Este piaptă în metalic dublu. Uitați, eu acesta îl folosesc foarte, foarte des. Mie îmi place, la căței în general nu prea le place, dar eu zic că aici depinde și de proprietar, pentru că eu cred că există așa zi și cei 7 ani de acasă și la căței. Ca și la oameni, cei 7 ani în educație contează foarte mult. Dacă îl obișnuiești de mic și insiști și nu lași după el, nu te lași dominat de el, atunci eu zic că sunt șanse ca virgulă cățelul să stea. Acum sunt căței și căței, stăpâni și stăpâni de căței.
Dar eu zic că acest piapten este foarte, foarte folositor. Și întotdeauna specific la clienții mei, întotdeauna când piaptănă, deci piaptănă așa prima dată și pe urmă întorc urechiușa, întorc. Aici vedeți că este o despicătură, se despică urechea, vedeți? Aici trebuie avut mare grijă, niciodată nu se dă cu piaptănă așa sau așa, se dă așa. Așa se dă ca să nu se rănească urechiușa. Și întotdeauna se insistă pentru că să știți că se încălcește chiar la bază. Chiar la bază aici are tendința să se împâslească, pardon. No, și atunci trebuie insistat foarte, foarte mult și pe partea din interiorul urechii. Foarte mult. Uitați, ea este un cățel foarte cuminte pentru că este foarte obișnuit aici. Foarte obișnuită este. Am spus, ei vin la 2 luni, cam așa vin. Și deja suntem obișnuiți unii cu alții. Și relația noastră este o relație de prietenie. Zic eu. Și așa vreau să cred eu. Cu colegul nostru, doctorul Daniel Bejan, despre posibilitatea diagnosticării principalelor boli infecțioase la câine și pisică prin metoda rapidă. Spune-ne, Dani, câteva lucruri despre aceste teste rapide. Așa este, mă bucur că m-ai întrebat de lucrul acesta, Adela, fiindcă avem o serie destul de importante de teste care le facem pentru diagnosticul acestor boli infecțioase, bacteriene. Și aș chiar dori să te completez puțin, fiindcă ai spus că avem la câini și pisici, însă mai avem câteva teste care le putem folosi chiar la rumegătoarele mari. Aceste teste sunt niște teste imunologice, imunocromatografice. N-are rost să descriu aici tot procesul care se creează, însă ele determină în funcție de fiecare test, dacă sunt prezente antigenele, adică bacteriile sau virusurile respective în organism, sau dacă sunt prezenți anticorpii produși de organism la diversi agenți patologici. Ca să facem așa o descriere pe larg a celor mai utilizate teste care le folosim aici, să începem cu câinii. Pe primul loc, cu siguranță, este testul pentru parvoviroză, această viroză extrem, extrem de gravă a tineretului canin. Și cred că cel mai utilizat test de la noi, urmat de testul pentru jigodie, care iarăși avem, din păcate, la noi în județ un număr destul de mare de cazuri. Urmat, bineînțeles, de testele pentru determinarea IgE-urilor, adică testele pentru determinarea câinilor care sunt alergici. Bineînțeles, acest test nu ne arată alergenii la care este sensibil câinele respectiv, ci ne arată o reacție alergică generală. Urmând după o pozitivare a acestui test, să se poată realiza și acea alergogramă care într-adevăr face determinarea mult mai amănunțită sau individualizată a alergenilor. Tot la câini folosim destul de des și testele pentru dirofilare, acel vierme al inimii la căței. Pentru leishmania am avut destul de multe cereri, mai ales pentru clienții care pleacă în țări străine, cum ar fi Spania, Grecia, Italia, sau care vin în concedii la noi și doresc să cunoască care ar fi situația legată de aceste boli. Bineînțeles, mai folosim pentru pisici un lot destul de important de teste. Primul loc aici l-ar ocupa testul de panleucopenie, acea parvoviroză a pisicilor, să o numim așa. Iarăși o boală destul de gravă și, din păcate, am avut multe cazuri de diagnostic pozitiv. Dar aș dori să mai menționez un lucru. Testele prezintă o specificitate destul de mare și o siguranță în proporție de un 90-99% de diagnostic sigur. Alte teste la pisici foarte folosite sunt cel de peritonită infecțioasă felină, testul de leucemie și testul de
fivul pisicilor, acea boală tot virală care produce imunosupresia foarte, foarte gravă. Aș mai dori să spun că deținem încă, Doamne ajută, nu l-am folosit niciodată, însă avem și teste pentru determinarea antigenului rabie, deci pentru determinarea turbării din saliva câinilor. Cum am spus, încă nu l-am folosit, nu am avut cazuri care să necesite sau să zicem că ar trebui așa ceva. La pisici, iarăși un test care văd că se cere din ce în ce mai mult și oamenii devin din ce în ce mai conștienți de sănătatea lor și sănătatea animalelor, este testul de toxoplasmoză. Acea boală a pisicilor care, într-adevăr, se poate transmite și la om în anumite condiții și mai ales care poate afecta și sarcina. Din fericire, toate testele care le-am făcut în acest scop au ieșit negative de la proprietarii care le-au cerut sau de la proprietarii la care le-am recomandat noi. Mai vă doream să spun, fiindcă sunt foarte mândru și de acest test rapid care se face și la rumegătoare, este un test mai complex puțin care se face din scaunul lor. Acum la restul n-am mai menționat de unde se recoltează. Asta în funcție de fiecare proprietar și când sosesc la noi. O să stabilim și mai multe amănunte și le descriem mai cu exactitate fiecare test în parte cum se realizează. Însă de acest test de rumegătoare, chiar cu rezultate foarte bune pe anumite ferme unde existau probleme cronice legate de diaree, am avut rezultate bune. Acest test determină un set de mai multe probleme, printre care colibaciloza, anumite viroze digestive ale viseilor și chiar criptosporidioza, acea parazitoză foarte urâtă la rumegătoare și care iarăși poate să fie și ea o zoonoză, adică o boală transmisibilă la om. În mare, cam acesta ar fi arsenalul nostru și cu acestea suntem pregătiți pentru un diagnostic cât mai exact asupra anumitor boli, din păcate destul de grave și destul de severe pentru pacienții noștri. Astăzi la Urgențe Veterinare o să vorbim despre acest uliu păsărar care are o fractură de femur, este o fractură în porțiunea epifizară distală. A fost adus de către domnul Dorin Cărăbeț de la Asociația Pelegrinus, cel care se ocupă cu salvarea acestor păsări. Am operat în decursul, să spunem așa, carierei și șoimi, am operat și am avut și acvile, am operat și berze. Dânsul ne aduce, să spunem așa, periodic asemenea cazuri. Acest uliu păsărar care de multe ori face destul de mari daune printre păsări, dar în același timp este și un foarte bun, să spunem așa, în cadrul ecosistemului, este cel care face curățenie în cadrul ecosistemului și în același timp îndepărtează și de unători, a fost prins într-o capcană și datorită faptului că a fost prins într-o capcană s-a rupt piciorul, deci femurul, se și vede zona unde este, unde a fost lovit în capcană. O să-l anesteziem, o să-i facem anestezie, va fi și anestezie inhalatorie și o să-l operăm pentru a putea să-i facem o osteosinteză, să refacem, să spunem așa, structura osoasă, ca să se poată forma un calus. Și după care domnul Dorin Cărăbeț îi va da drumul din nou în natură. Deci în această zonă este fractura, este vorba despre femur, este și cu deplasare, este o fractură cu deplasare. Și se vede în această imagine radiografică că, virgulă, oasele la pasăre sunt oase pneumatice, nu au structura ca și oasele de la mamifere și de asemenea se vede structura corticală e mult mai subțire decât la mamifere.
Este după operația de osteosinteză, s-a făcut o fixare centromedulară cu tijă. Se vede, corticala osului este foarte subțire. Aici este fractura și aici s-a produs afrontarea și s-a introdus această tijă pe care o ținem cam 6-8 săptămâni, după care va fi scoasă. În această zonă se va forma un calus. O să fim foarte atenți perioada postoperatorie să facă cât mai puțină mișcare, să fie îngrijită cât mai corect și după 8 săptămâni o să scoatem tija și dacă este tot în regulă o să vă arătăm imaginile la următoarea emisiune Urgențe Veterinare. Vă mulțumim! Această emisiune v-a fost oferită de Spitalul Veterinar Andivet.